În fiecare an, la începutul lunii iulie, Clubul Interact organizează ceremonia de predare-primire a mandatului de președinte. Cu alte cuvinte, organizația este condusă de câte un membru ales timp de un an, fiecare membru având astfel oportunitatea să performeze ca lider. Ștefania Matei reprezintă președintele ce a adus un nou suflu clubului și care, în decurs de un an, a reușit să ducă la bun sfârșit acțiuni ce au însemnat schimbarea și prietenie, devotament și dăruire. A fost un an foarte frumos, cel mai important an din viața mea. Am realizat aproape tot ce mi-am propus. Eu sunt o fire mai perfecționistă și niciodată nu ajunge oricât aș face. Dar mi-a plăcut să colaborez cu echipa, am învățat foarte multe de la copii. Și din proiectele pe care le-am desfășurat, consider că a fost un mandat diferit, a fost o abordare nouă, am încercat să facem cât mai multe proiecte noi, să chiar să aducem o schimbare, să zicem, mai mare. În cadrul ceremoniei de predare a colanului, fostul board al Interact a mulțumit și conducerii clubului Rotary 2022. De altfel, colaborarea între cele două cluburi s-a văzut și din proiectele implementate. Pot să spun că au avut un an plin de realizări, plin de proiecte, au fost extrem de dinamici. Tot timpul când au avut nevoie de ajutor ne-au contactat pe mine, pe colegii din club, în funcție de proiectele pe care le-au realizat și de ajutorul de care au avut nevoie vis-a-vis de aceste proiecte. Noul board de conducere al Interact are sarcina de a menține proiectele de succes, dar și de a implementa altele noi. Bianca este noul președinte al Interact. Îmi doresc să fie un mandat cel puțin la fel de reușit pe cum a Ștefaniei, pentru că a făcut o treabă foarte bună și nu doar eu spun asta, toată lumea o spune. A făcut proiecte minunate prin care am legat prietenii și același lucru mi-l propun și eu, să fac foarte multe proiecte prin care membrii să lege prietenii și să ajutăm în același timp și pe cei din jurul nostru. Într-adevăr, o să continuăm proiectele noastre, cum ar fi Romândria, Tinerii au talent, End of Summer Picnic și dorim să facem și alte proiecte noi pentru că ceva nou este binevenit întotdeauna. Pentru Ștefania urmează admiterea la facultatea de drept, dar asta nu înseamnă că se va opri în ceea ce înseamnă proiecte caritabile. Ea vrea să acceadă în clubul Rotary și va rămâne în continuare alături de Interact cu sfaturi. Să fie organizați, să planifice lucrurile din timp, să fie prietenoși și să înțeleagă ceilalți membri, pentru că toți sunt copii, toți sunt adolescenți și au nevoie de plasa asta emoțională și sper să o găsească la Interact. Și le urez succes. Chiar am foarte mare încredere în ei. Clubul Interact pregătește viitorii voluntari care să pună mai presus de ei înșiși binele aproapelui, iar acești copii au demonstrat de multe ori că sunt alături de semenilor. Deja sunt formați, foarte mulți dintre ei vin de la grupa mică, de la Rota Kids. Deja trec prin perioada aceasta de Interact, iar pe măsură ce anii trec și îi termină liceul, este cazul și Ștefanii, cu siguranță vor accede în Rotara. Interact înseamnă o mare familie ce poate fi caracterizată prin cuvintele dezvoltare, devotament, cooperare, bucurie, prietenie. În perioada aceasta au avut loc ceremoniile de predare a președinției și la Rotary Slatina și Caracal, iar la evenimentul din acest weekend au fost prezenți și membrii Interact Caracal.